te salut cu drag și cu respect. Eterna negociere dintre părinte și copil. Cât stă pe internet și de ce? Copiii ajung să încerce să ne manipuleze pe noi părinți și să ne facă să ne pară rău dacă tot noi spunem nu când vine vorba despre timpul petrecut pe internet. Ce avem de făcut noi ca și părinți, în mod real? Putem accepta ideea de negociere. Putem accepta. Dar trebuie să avem o bază reală a negocierii. Respectiv, să avem ce să negociem. Bun, până aici e clar. Ce negociem? Timpul petrecut de către copilul nostru pe internet. Bun, în regulă. De la cât plecăm? Plecăm de la o oră de net în plus dată de noi părinții față de timpul petrecut în spațiul online de către copilul nostru pentru școală. În regulă. Bun. Copilul își va dori mai mult, va dori să stea cu copiii din clasa lui, cu colegii, cu prietenii lui și își va dori să fie și el ca toți ceilalți. Această uniformizare pe care modest o numim ca toți ceilalți, această uniformizare ne duce cu gândul la comunism. Dar avem de a face cu o societate într-o deplină expansiune virtuală și atunci copilul are nevoie să facă parte din această societate. Ce nu are legătură cu realitatea. Ca negocierea să existe în mod real, noi trebuie să avem ce să dăm la schimb sau ce să cerem în așa fel încât copilul să primească minute în spațiul online. Putem să încercăm, dar fără reușite prea mari, să fim agresivi, verbal. Dar copilul se va speria. Nu are rost să-l speriem, fiindcă el se va închide și nu va veni să vorbească cu noi deloc. Și atunci, propunerile trebuie să fie număr de 3. Dragul tatei, am nevoie de ajutor. Pentru ajutorul pe care eu ți-l cer, te voi răsplăti cu minute pe internet. Acum nu mai trebuie să le dăm bani, că bani oricum le dăm, bani oricum primesc, au acces la resurse. Acum trebuie să le oferim ceva care lor le trebuie. Bun. Pentru scosul vaselor din mașina de spălat. Ăsta e numărul de minute. Pentru dat cu aspiratorul în casă. Nu pe covoare, ci pe partea de parchet. Un ceva foarte ușor care să nu-l obosească. Trebuie să pui și binele superior în balanță. Îți dau acest număr de minute. Pentru curățenie la tine în cameră. Îți dau acest număr de minute. Și atunci se va realiza un consens. Se va ajunge la consens. Numai că veți observa că unele lucruri sunt realizate de mântuială. Și atunci trebuie să-l rugați frumos pe copil să revină asupra ceea ce a făcut și să facă acel lucru bine, corect. Corect. Ăsta e cuvântul care trebuie folosit. Fă lucrurile corect ca să-ți meargă bine în viață. În cazul în care avem o poveste particulară, în care copilul stă deja între 6 și 8 ore în mediu virtual, noi, ca și părinți, trebuie să înțelegem de ce stă copilul atât de mult. Ce se întâmplă cu el? Iar răspunsurile vor veni de la sine, datorită faptului că copilul nu este 100% funcțional academic. El înțelege anumite elemente și pe altele nu le-a înțeles de când au fost formulate în interiorul universului său academic și atunci are niște hibe mari de înțelegere. Cum se formează anumite lucruri, cum putem realiza o rezolvare pentru un anumit tip de exercițiu la matematică sau la geometrie. Ce este geometria? Lucruri logice. Fizica, la fel, o enigmă imensă. Copilul va beneficia de ajutorul unui meditator. Bun, e în regulă. Ce meditator îi punem? Îi vom da accesul la un meditator ce oferă rezultate. Perfect.
Ce tip de rezultate trebuie să ofere meditatorul? El trebuie să aibă un scop concret cu copilul nostru, acela de a-l învăța, să înțeleagă într-un fel anume o rezolvare tipică sau atipică a unui exercițiu. Drept pentru care, și aici avem trei categorii de cereri formulate pentru meditatori. Dacă avem un meditator la o limbă engleză, copilul trebuie să știe la final de săptămână cuvinte noi, un număr de cuvinte noi. Și să poată rezolva din lecția de la școală cel puțin 30% lucrurile corect. Bun. Modest, dar bun. Matematică. La final de săptămână de meditație, copilul să poată rezolva mai mult de 50% dintr-un test de matematică de la școală, fără greșeală. Modest, dar bun. Limba română. Să poată scrie un material fără greșeli de exprimare, fără litere sau cuvinte lipsă, fără semne de punctuație lipsă, un comentariu sau o povestire sau o compunere de maxim jumătate de foi. Modest? Modest, dar e un început. În baza acestor rezultate, el va primi minute în plus pe net. Acum, instinctual, o să ne vină să tăiem internetul. Da, o variantă. Și să-l ajutăm pe copil să vadă cum e fără. Ok. Și dacă are nevoie de ceva, primește internet de pe telefonul care are cel mai mult internet în casă, prin hotspot. Ok. Dar, dacă ai merge la o negociere, ai rezolva ceva? Da. Ai putea soluționa lucrurile în așa fel încât toată lumea să fie mulțumită? Da. Și la tine în casă să fie liniște? Da. Și ție să-ți meargă bine? Da. Ce te ține să faci asta? Atitudinea pe care o are minorul față de școală. Bun. Povestește-mi un pic. Nu se implică, dar tu l-ajuți? Ca mamă sau ca tată, stai lângă copil? Nu. Îi cer copilului să facă un lucru pe care nu-l înțelege cu plăcere? Tu mergi la serviciu și faci ceva ce nu înțelegi cu plăcere? Și atunci el de ce ar învăța ceva ce nu înțelege cu plăcere? Chiar dacă manualele din interiorul școlii românești încă sunt vechi. Noi ne aflăm în 2022 și unele manuale încă sunt din 2004, din 2006, din 2008, ca și informații. Nu sunt updatate. Copilul vede asta și vede diferențele în grupurile extinse de prieteni, mai ales când joacă în rețea și vorbesc despre fiecare ce învață în școlile, în universitățile și în țările în care există și din care fac parte. Doar că tu trebuie să vii în întâmpinarea copilului și să nu-l înfierezi, să nu-l faci să-i pară rău că stă în România, că merge la școală românească de stat, că are uneori profesori care își pierd răbdarea. E un adevăr, nu e o minciună. Dar școala românească a dat și dăruiește lumii oameni foarte buni. Iar profesorii din țara noastră sunt buni și vor fi și mai buni, fiindcă se vor pregăti și mai bine. Sunt conștient de asta. Acum, tipologia ta, modul în care tu ești, cum existi, cum te porți, cum vorbești, comportament, îl vor ajuta pe copilul tău să înțeleagă sau nu școala. Dacă tu îi vei spune că e profesorul într-un anumit fel și le etichetezi, dacă vei spune despre informația pe care o citește că este una proastă, copilul tău se va îndepărta de școală. Pe când dacă iei un amărât de scaun și stai lângă el și explici că lucrurile care le citește îl ajută să îi se dezvolte creierul, da, poate o mare, mare parte dintre ele nu le va folosi niciodată în viața lui. Dar creierul, prin utilizarea acestor informații, va crește și va deveni mai atent și mai logic și mai argumentativ și va avea răspunsuri.
atunci copilul se va integra la școală. Știu că sunt două lumi diferite, școala și spațiul online. De vreo 2 ani de zile a trebuit ca aceste două entități să fuzioneze. Fuziunea a fost una modestă. Știu acest aspect. Doar că dreptul copilului la educație nu trebuie să fie oprit de tutorele care are o impresie proastă despre școala românească, ci trebuie să fie susținut de tutorele ce are încredere în viitorul copilului. Dacă noi ca tutori nu susținem școala românească, atunci copilul nostru va plonja în spațiul online și va fi extrem de nefericit și de bolnav. În mod real, cabinetele de psihologie astăzi, în 2022 și la început de an, gem de copii ce suferă de tulburare de stres, tulburare de anxietate, depresie, cum majoritatea surselor aceste boli în interiorul spațiului online. Noi vrem să tăiem internetul, dar să fim strategici și buni și delicați. Nu trebuie să o facem cu forță, prin impunere, prin agresivitate, fiindcă fiii și fiicele noastre ne vor urâ. Noi trebuie să fim mai buni decât internetul. Știu că sună greu de acceptat, dar noi chiar trebuie să fim mai buni decât internetul. De aceea, negociați cu bun simț minutele pe care minorul din familia voastră își dorește să le primească în plus. Pentru fiecare minut în parte, sau 10 minute, ca lupuri de câte 10, el trebuie să realizeze ceva. Ceva în interiorul casei, ceva în interiorul camerei, un rezultat mai bun la școală, o vorbă bună, fără agresivitate, fără să facă bullying. Cred în cuvântul bun și în vorba bună pe care părintele îl dă. Cred în atitudinea lipsită de ferocitate și de agresivitate. Cred în viitorul școlii românești, chiar și în spațiul online. Cu drag te salut! Eu sunt Radu Leca și de mulți ani repar și construiesc suflete și oameni. Te aștept să vorbim cu cea mai mare bucurie.